Bună ziua și bine v-am găsit la VIP. Astăzi eu, Mario Slaveanu, îi voi lua un interviu tatălui meu, Adrian Slaveanu. Ai un gen de muzică de preferat? Dacă da, care este acela? Un gen, nu neapărat. Un gen e muzica anilor 70-80. Mai degrabă. Ce părere ai despre noua tehnologie? E bună până la un punct, dacă nu se abuzează de noua tehnologie. Care erau jocurile copilăriei tale? Jocurile care nu le mai faceți voi azi. De obicei, fotbal, tenis de masă, șah, remi, așa ca și... Ce părere ai despre timpul petrecut de către copii în fața calculatoarelor? La fel, dacă e rezonabil, nu e nicio problemă. Dacă îți depășești o limită, nu e în regulă. Părinții tăi își petreceau mai mult timp cu tine? Nu petreceau mai mult timp, deși timp aveau. Dar așa era sistemul atunci. Care erau metodele de economisire a banilor în trecut? Cine avea bani? Cine avea bani pe timpul ăla, când eram eu copil, cecul era singura sursă, singura... Acum e cec banc. Atunci era cec, nu era bancă. Asta era singura... Și erau cecurile, de obicei, alea de 5.000 de lei pentru mașină, dacă vă știți aminte. Da. De ce crezi că oamenii aveau mai puține griji în trecut? Nu știu dacă aveau mai puține griji, dar lucrurile de bază erau așa, stabilite, într-un fel. De sistem, cum ar fi un serviciu, casă, mă rog, lucruri mai importante, așa, mai mari, mai... Da, n-aveau griji, mai puține. Ai vrea să fii copil în generația noastră, înconjurat de toate tehnologiile noi ale lumii? Copil, aș vrea să fiu în orice generație, din nou, dacă se poate. Dar nu se mai poate. Crezi că un copil ar trebui să facă mai multă mișcare? De ce? Sigur. Sigur, pentru dezvoltare, pentru... Noi, generația noastră, făceam sport fără să ne spună nimeni. Cum ți se părea școala când erai copil și cum ți se pare acum? Acum e mai agitată, mai... Deși pare mai completă, mai complexă, dar și mai agitată. Atunci era mai liniștită. Regulile erau mai stricte. Ce-ți doreai să devii când erai mai mic? Nu doream neapărat ceva anume. A lăsat așa viața să hotărească. Nu aveam nimic special. Care a fost prima ta slujbă? Pe timpuri. La RAFO Onești. Noi suntem onești. Dacă nu s-ar fi desființat RAFO Onești, ai fi rămas acolo sau ai fi trecut pe domeniul privat? Ținând cont că eram delegat a SNP-ului Petrom de la București în RAFO, era un loc foarte bun. Da? Așa a fost să fie. Și dacă nu se desființa, probabil eram la Onești acum. Cum crezi că sunt temele de la școala din ziua de azi față de cele de pe vremea ta? Sunt mai grele, mult mai grele. Ar putea să fie mai puține, totuși. Dar așa, tot așa, ține de sistem. Nu știu, de sistem ține. Crezi că un copil din ziua de azi e mai relaxat sau mai stresat decât unul de pe timpuri? Mult mai stresat. Mult mai stresat, ținând cont de tot. Și relaxarea e mai stresant la copii din ziua de azi. Ce alegi dintr-o carte fizică sau o carte electronică?
Cartea fizică. Cartea fizică, sigur. Ce materie îți plăcea mult, cel mai mult când erai mic? Sportul. Sportul și geografia, istoria. Crezi că religia este o materie importantă în școli? Da, este, dar, mă rog, religia poți să o faci și în fiecare zi dacă simți așa, să nu neapărat la școală. Dacă ai fi din nou copil, ai schimba ceva în viața ta? Nu știu, cred că timpul le-ar schimba. Timpul din ziua de azi. Era totuși mai liniștit acum 40 de ani. Cum crezi că ar trebui să fie relația perfectă copil-părinte? Comunicare permanentă. Comunicare permanentă, în primul rând. Și de acolo pleacă toate. Acesta a fost interviul meu. Mulțumesc. Cu plăcere. Mulțumesc și vouă.